Militarii detașamentului de pompieri Câmpul Lung Moldovenesc au intervenit cu 3 auto speciale de stingere și un echipaj SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit în comuna Sadova. La sosirea echipajelor ardeau o parte din anexele gospodăriei, majoritatea construite din lemn și un autoturism, iar focul risca să se extindă și la locuințele învecinate. Se presupune că motivul izbucnirii incendiului ar fi fumatul în locuri nepermise. Din fericire, nu au existat victime omenești, iar pompierii au reușit să salveze casa de locuit, adăpostul animalelor și garajul.